Una dintre ilustrațiile favorite a pastorului Wurmbrand era legată de sărbătoarea floriilor. Mi-am adus aminte de ea în timp ce am ascultat predica lui Alin și spune că măgărușul a doua zi a venit foarte supărat de la fântână și a spus: mamă, nu se poate, măgarii ăștia cu care m-am întâlnit sunt nerecunoscători, nimeni nu aplaudă, nimeni nu pune hainele în fața mea. După care maică-sa i-a spus: uite băiete, noi fără Iisus suntem toți niște măgari obișnuiți. Fără Hristos suntem toți niște oameni obișnuiți. M-am bucurat să citesc în Cartea Sfântă că niște părinți au adus copiii la templu exact în ziua asta când Domnul a intrat în Ierusalim. Mă bucur de familia Chelmăgan, ați ales o zi deosebită pentru a duce copilul vostru la templu. E foarte important să-ți aduci copiii în evenimente mari, pentru că să leagă amintirile acelea pentru totdeauna de viața lor. Unul dintre băieții mei întotdeauna și-a dus copiii la toate mitingurile lui Trump. Au devenit niște republicani feroce. Ăla mic îi spunea lui soră sa, când se enerva: ești democrată. Ce să mai spun, când era foarte nervos, îi spunea Nancy Pelosi. Există și riscuri să îi contaminăm cu politica vremii pe copiii noștri. Dar e bine să-i duceți întotdeauna la evenimente mari, pentru că impresiile acelea rămân pentru totdeauna. Asta s-a întâmplat și cu niște copii care au fost duși la templu exact când a intrat Domnul Iisus. În Matei 21, versetul 16, practic de la versetul 15, ni se spune că preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea Domnul Iisus și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Și i-au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a poposit acolo. Mă bucur foarte mult de părinții aceia care au avut o asemenea inițiativă. Sunt convins că acei copii n-au uitat niciodată toată viața lor ceea ce s-a întâmplat în ziua aceea a intrării triumfale a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Este un psalm foarte special pentru care evreii întotdeauna îl citesc la anunți, la binecuvântări de copii. Și este psalmul 127 și am un mesaj foarte scurt pentru această iubită familie și mesajul meu se intitulează, dacă puteți să mă ajutați cu PowerPoint, copiii sunt darul lui Dumnezeu. Copiii sunt darul lui Dumnezeu. În psalmul acesta 127 ni se spun niște lucruri absolut extraordinare despre copii și despre relația noastră cu copiii. Ca un dar divin, el este nemeritat. Nu a meritat acești copii pe care ne-i-a dat Dumnezeu. Ei au venit ca o binecuvântare din partea lui. Îmi place să cred că atunci când Dumnezeu a hotărât să vă dea cel de-al patrulea copil, a zis, am cinci? Aleluia, poate patru băieți. Eu am avut trei și au fost cât patru. Vreau să spun că eu cred personal că Dumnezeu a avut încredere în voi că v-a dat copilul acesta. Are încredere în voi că veți face o treabă bună ca și părinți. Orice dar de la Dumnezeu este o mare binecuvântare și primiți-l ca un dar din partea lui Dumnezeu. El trebuie să fie primit cu dragoste și cu bucurie. Din păcate, trăim într-o lume care nu mai primește darurile lui Dumnezeu cu bucurie. Când bănuiesc că vine darul ăsta, se duc repede la doctor. Sunt țări ale lumii care se cred civilizate în frunte cu Franța, care au decretat recent, au pus în Constituție că ai dreptul să-i omori darurile acestea de la Dumnezeu și să scapi de ele.
Trebuie văzuți întotdeauna copiii, nu numai ca dar al lui Dumnezeu, dar trebuie văzut ca o binecuvântare, nu ca un deranj. Foarte mulți dintre noi, când vin copiii, vedem un deranj. Ăștia ne strică concediile, nu putem dormi de ei, nu putem pleca unde vrem noi, nu? Suntem pur și simplu legați de darul acesta pe care ne l-a dat Dumnezeu. Să nu vedeți lucrul ăsta niciodată, ci să-l vedeți o binecuvântare pe care v-a dat-o Dumnezeu. Dumnezeu v-a dat acest copil pentru că trebuie să-l pregătiți pentru viață. Trebuie să-l pregătiți pe băiatul acesta pentru viață. În Efeseni 6:4, Apostolul Pavel îi îndeamnă pe creștini să îi crească pe copiii lor în mustrarea și învățătura Domnului. Este foarte interesant că nu găsim nicăieri în Biblie porunca să iubim. Pentru că nu e nevoie să ne poruncească Dumnezeu, e că este natural, ne-am născut cu dragoste pentru ei. Și în special mamele îi iubesc atât de mult încât pot să-și dea viața pentru ei. Eu n-am să uit niciodată o noapte în care m-am trezit, copilul era bolnav, plângea, avea temperatură. Am căzut în genunchi lângă leagănul lui în noaptea aceea și am făcut poate cea mai nesăbuită rugăciune din viața mea. Am zis, Doamne, dă-mi dacă vrei toate bolile din lume, ia-mi viața dacă trebuie, dar fă-l sănătos pe copilul ăsta. Ne naștem cu dragoste pentru ei, nu trebuie să ne poruncească Dumnezeu să iubim, dar ne poruncește să-i învățăm și să-i disciplinăm. E foarte ușor să iubești, este greu să disciplinezi. Mie mi-a fost așa de greu să disciplinez, mai ales pe al doilea. Era născut cu un dar special, nu puteam să-l bat pe ăsta, pe primul puteam bate foarte ușor, că mă călca pe toți nervii. Dar al doilea nu, domnule, ăsta avea un dar special. Țin minte că la Detroit, la niște prieteni în casă, veniți din România, feciorii mei, din lupta cu comunismul, erau obișnuiți cu lupta de clasă, i-au persecutat pe copiii prietenului meu, cel mai bun prieten al meu la care locuiam. Ăia plângeau în continuu datorită românilor care îi torturau pe americani. În sfârșit, România au bătut pe americani. Americanii plângeau tot timpul. Am coborât în basement unde se petrecea fără de lege asta și am dat o poruncă. Dacă îl mai aud pe Brian plângând, va fi vai și amar de vinovat. Bineînțeles, în 5 minute Brian plângea. Am năvălit furtună în basement și vinovatul, cel de-al doilea, pe care nu puteam să-l bat, s-a ascuns după furnace, după cuptor, ca și iedul din poveste. Nu-l puteam scoate de acolo, n-ajungeam la el. I-am poruncit că dacă nu vine, dărâm casa. A ieșit afară și atunci a făcut un gest care m-a surprins. Nu știu dacă ar fi făcut altceva, dacă ar fi fost mai surprins ca asta. Dintr-o dată, când a văzut că scot cureaua, a ridicat mâinile în sus și a strigat, Doamne Iisuse! Mi s-au muiat genunchii. Cum să mai bați pe cineva care se roagă și cere ajutorul Domnului Iisus Hristos, nu? N-am mai putut să aplic niciun fel de disciplină după aia. Dar aveți responsabilitatea să o faceți și ca părinți avem poruncă de la Dumnezeu să-i creștem pe copii și în mustrarea și în disciplinarea Domnului. Trebuie să-i formăm pentru viață. Spune psalmul acesta că ei sunt ca o săgeată. S-au născut pentru o anumită direcție în viață. Și direcția aceasta în viață este spre o țintă, spre o profesie, spre o chemare. Trebuie să găsiți chemarea aceasta care are Dumnezeu pentru copilul ăsta care s-a născut și să-l ajutați să meargă în direcția respectivă. Mulți dintre noi am vrea să-i trimitem acolo unde vrem noi, profesiile noastre, vrem să-i facem ce n-am reușit noi să ajungem în viață. Dar înțelept este părintele acela care descopere de vreme care este chemarea
care este direcția acestei săgeți și să-l ajute pe copil să meargă în direcția aceea. În al treilea rând, copiii sunt o mare bucurie pentru familie. Ei sunt fericirea familiei. Am venit odată acasă și l-am găsit pe unul dintre ei spălând vasele. Când un băiat spală vasele din propria inițiativă, trebuie să vă întrebați, că m-am întrebat și eu, ce ai făcut? Ai spart capul cuiva? Ce s-a întâmplat, nu? Că un băiat să spele vasele de bunăvoie, singur, e mare lucru. Șocul nostru a fost răspunsul lui, no, I just want to make you happy. A fost șocant. Copiii sunt fericirea familiei. Când ți se întâmplă un asemenea lucru, nu mai uiți niciodată. Sfânta Scriptură spune că ferice de cei care își umple tolba cu asemenea daruri din partea lui Dumnezeu. Fericirea vine de aici. Bucuria căminului, darul lui Dumnezeu prin copii. Prin copii ne retrăim perioada aceea de fericire a tinereții noastre. Ne aducem aminte de perioadele de tinerețe. Retrăim încă o dată acest singur rai care este dat omului pe pământ, copilăria. Și apoi, în final, vreau să vă spun că acești copii sunt tăria și apărarea căminului vostru. Ferice de cei care își umple tolba de săgeți cu ei, ăștia sunt săgețile voastre, ei sunt apărarea voastră. Eu am avut odată nevoie de apărarea lor și au fost toți patru alături de mine. Mă bucur că n-au făcut acte ieșite din comun, dar mi-au făcut un mare bine, m-au dus acasă când nu mai puteam conduce eu mașina, m-au dus ei acasă și au avut grijă de mine. Este extraordinar să ai copii care să aibă grijă de tine, nu? Bucuria căminului, darul lui Dumnezeu prin copii, ei asigură unitatea și perpetuarea familiei voastre. Voi veniți dintr-o familie numeroasă, o familie mare, o familie binecuvântată de Dumnezeu. Și bucuria voastră este deosebită pentru că ați trăit și știți ce înseamnă o familie mare. A fost o mare binecuvântare pentru părinții voștri să vă aibă, să vă crească. Iată că participă acum la formarea voastră ca și familie. Văd cum creșteți numeric și Dumnezeu se bucură de lucrul ăsta și voi trebuie să vă bucurați împreună cu El. Este o mare deosebire să vedem că o familie care are mulți copii, o familie numeroasă, este o familie care supraviețuiește mult mai ușor greutăților. Vremurile care vor veni nu vor fi vremuri simple. Familiile care au multe săgeți de genul ăsta vor fi binecuvântate. Când nu ai pe nimeni, în vremuri grele este și mai greu. În concluzie vreau să spun câteva lucruri foarte simple. O familie numeroasă are mai multe grijuri, dar și mai multe răsplătiri. E adevărat, când sunt mulți copii, sunt multe îngrijorări, probleme, lipsuri, necazuri, boli, suferințe, dar în același timp și multe răsplătiri dumnezeiești. În al doilea rând, formarea copiilor este și formarea părinților. Veți crește odată cu ei. Vă veți maturiza odată cu ei. Veți deveni oameni mai buni, crescând oameni buni în această lume. Și în final, copiii vor deveni cele mai mari binecuvântări. Dar ei pot deveni și cele mai mari blesteme, dacă nu ne achităm de porunca Domnului să-i creștem în frica și învățătura Domnului. Și Domnul să vă binecuvânteze și să vă ajute să creștem niște copii frumoși, inteligenți, credincioși, de care Domnul să se folosească pentru înaintarea împărăției sale. Amin.